ziua! La mulți ani, dragii noștri prieteni! Iată că suntem în 2014, mai frumoși, mai înțelepți, mai bine dispuși. Îmi pare bine să vă revăd, vă zic la mulți ani, cu tot dragul, la mală... Lume mare, lume ce? Mică, pune mâna pe Vasilică! Nu hai e. Să-ți iei mașină mică! Hai, hai, puneți mâna, puneți mâna, mai copii, puneți mâna pe Vasilică! Domnul, ia uite, spaima parcurilor bucureștene, Vasilică de București! Pune mâna, pune mâna. Eu hai, Valentina, îndrăznește. Dar vreau să spun că tu ai o problemă. Nu vezi că râzi și frumos și copiii de la Bilcuța de tine? Păi uite-te, se uită la tine și om serios neminț, domnul Naie. Asta este un cățel, uite aici, domnule. Marfa întâia, marfa întâia. Pune cățel. Mâna, pune mâna, lume mare. E ce? Cățel, e câine? Da. Nu e câine, nu e. E miel, n-am găsit de fapt mielul ăla care de aici, deci este un cățel pe care îl cunosc. Este jumătate cățel, jumătate pisică și un pic așa de tot. Și copil, nu măi, e... Măi, cum le știi tu pe păi toate tu, 9 ani în 2014? Uite ce mutriță are. Da, iubitul meu, iubitul, cu acest animal de companie voi face nu bani... Cățelul. Nu, dragă, voi face bani în tot anul 2014. Naie, 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 eu zic să-ți revii, să duci cățelul la păscut. Să duc câinele la păscut. Mielul la păscut. Stai așa, stai cu tata. Stai cu tata, dacă nu vrei cu câinele, dacă nu vrei cu câinele, atunci să facem cu sorcova. Sorcova vesela să trăiți, nu râdeți mai copii. Sorcova vesela să trăiți, să înfloriți ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir tare, ca piatra, iute ca săgeata tare, ca fierul, iute ca oțelul la anul și la mulți ani. Și ție, și ție, și ție, și ție, și ție, și ție. Domnul Naie, cum să nu râdă copiii de la Bilca de tine dacă tu nu știi bine care-i miel, care-i cățel? Nu știi nici sorcova să o zici. Copii, să-l învățați neapărat sorcova, rămâi aici și să te învețe copiii lucrurile pe care trebuie să stau le stau aici, mănânc cu măr. Nu mănânci nimic, nu mănânci nimic. Iei notițe, că nu știi nimic. A început 2014 și ești mai... decât în 2013. Lasă-mă, că m-am necăjit. Să ai grijă și de foc. Da, acolo mă duc să pun un lemn în cuptor, da. Așa, că avem treabă, domnul Naie, astăzi. Avem multă, multă treabă, dragi prieteni. Astăzi avem o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că este prima ediție din 2014. Și în afară de aceasta avem alături de noi două sărbătorite, două doamne minunate, două doamne speciale care și-au început anul 2014 sărbându-și ziua de nume. La mulți ani, doamna Vasilica Dinu, la mulți ani, draga mea, Vasilica Tătaru. La mulți ani, dragă Valentina, la mulți ani tuturor celor care ne privesc. Sunt foarte, foarte bucuroasă, iată, pentru că este pentru prima oară în acest an în care particip la o emisiune. Să fie de bun augur. Iar bucuria, pe 2014. Bucuria mi-e cu atât mai mare cu cât mă aflu lângă doamna Vasilica Dinu. La mulți ani, Vasilica. La mulți ani, Valentina. La mulți ani tuturor telespectatorilor postului Național TV. Mă bucur din suflet că, iată, la prima ediție m-ați invitat și am posibilitatea să urez sănătate tuturor telespectatorilor și tuturor românilor, să le dea Dumnezeu un an bun plin de împliniri. Așa să ne ajute Dumnezeu și așa să fie anul acesta. Sper din tot sufletul, dragii mei prieteni, pentru că eu am nădejdea că de-a lungul celor aproape 6 luni de când suntem împreună aici la Tradiții de la Bunica, ne-am împrietenit deja. Ei bine, sper din tot sufletul să ne petrecem anul 2014 în aceeași bună colaborare, noi să facem emisiuni frumoase și dumneavoastră să ne urmăriți. Alături de noi astăzi, în 4 ianuarie, sunt și membrii ansamblului Bilcuța. Bine ați revenit în căminul nostru primitor și în casele telespectatorilor. Bună ziua, vă spunem și noi și bine v-am regăsit. Să știți că ne bucurăm foarte mult să ne întâlnim iată și în 2014 și să vă regăsim la fel de frumoși, de veseli și de voioși, să dea bunul Dumnezeu să o ținem așa tot anul. Mulțumim, doamna Elena, tare mult pentru urări. Am să revin la discuțiile noastre, dar trebuie să mă duc să văd ce a făcut domnul Naie, că ați văzut ce încurcături făcea, confunda mielul cu cățelul. Domnul Naie! Da, vă rog! Bine sănătos! Bine sănătos și la muncă, așa cum îmi șade bine. Și la bine. Pungă gros, așa ar trebui să fie în 2014. Exact, cum îmi șade bine la început de an, unii cu mapa, alții cu sapa. Ai, adică mă, aici Naie, la bucătărie, nu mai zici cu așa, cu polonicul, cu lingura de lemn, nu cu exact. Sapa.
apa, așa. Exact, exact. Mă pregătesc să fac de mâncare pentru invitatele noastre, pentru invitații noștri din această după-amiază de 4 ianuarie. Așadar, m-am gândit să prepar niște carne cu prune uscate. Dacă veneam după perioada în care nu prea mâncasem carne. Păi da, e o perioadă în care toată lumea a mâncat carne de porc, de porc. Numai cu porcul ne-am împrietenit în ultimile săptămâni. Așadar, doamnelor și domnilor, dragi gospodine, carne de porc la cuptor, cu ceapă și cu prune uscate. Prune uscate, uite ce bunătate, ce frumos arată. Așadar, o bucată de mușchiuleț de porc. Da. Prune uscate. Da. Ceapă, sare, piper, bineînțeles, ulei și puțină apă. Vom pune în acest vas întâi un strat de ceapă, după care un strat de carne, după care un strat de prune uscate, din nou strat de carne, strat de ceapă, iarăși strat de ceapă, iarăși strat de prune uscate, punem ulei între feliile de carne, puțină apă și mergem la cuptorul bunicii să iasă bine mâncarea. Ce zici? Ce părere? Foarte interesantă propunerea ta. Uite, deja eu am de tăiat ceapă mărunt, mărunt, trebuie să tăiem așa cam vreo 10 cepe. Ei, dacă tai ceapă, te las singurel, naie, nu de alta, dar nu vreau să-mi stric machiajul. Dar stai puțin, până te apuci de ceapă. Da. La desert ce ne pregătești? La desert. Nu ne faci ceapă cu zahăr. La desert? Știi că există și dulceața de ceapă, așa, în marile restaurante, dar ți-aduce aminte când am gătit noi într-o emisiune trecută, acum câteva luni, ceapă la cuptor, așa. Umplută cu căpăcelul acela? Pentru desert m-am gândit să fac o prăjitură cu afine, la care voi adăuga, pentru că este anul nou, răvașe. Nu pot să cred așa ceva. Răvașe, vreau să văd ce noroc veți avea în anul 2014. Dragi telespectatori, dragi invitate, să vedem ce veți extrage dumneavoastră din bolul de răvașe. Năică, tu știi cum spune românul? Cum? Norocul și-l mai face și omul. Așa este, așa. Ai dreptate, Valentina. Eu cred că o să avem noroc cu toții anul acesta, pentru că începem 2014 discutând cu oameni frumoși la chif și la suflet. Doamna Vasilica, în urmă cu niște ani, regretatul Adrian Păunescu, prezentându-vă într-o emisiune de televiziune, spunea așa: iată-o pe Vasilica Dinu, un talent care cu siguranță va fi încununat de succes. Așa a fost să fie. Cum a fost drumul de la acel moment până în ziua de astăzi? Moment în care toți vă iubim și vă respectăm pentru ceea ce sunteți. Vă mulțumesc foarte mult. Drumul acesta al cântecului popular pentru mine a fost destul de greu. Și spun asta pentru că încă de atunci, din tinerețea mea, că aveam vreo 17-18 ani, a trebuit să muncesc foarte mult să-mi îmbunătățesc calitățile mele vocale și interpretative, ca să nu mai vorbesc de repertoriu. Pentru că a fost foarte greu să-mi alcătuiesc repertoriu. Ca orice tânăr la început, e adevărat că eu am cântat din cântecele marilor noștri și veniți soliști. Dintr-o zonă în care folclorul folclorul e bine reprezentat. Da, așa este. Sunt marile noastre artiste, Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ioana Radu, vin dintr-o zonă bogată în ceea ce privește cântecul popular. De altminteri, dumneavoastră ați și câștigat niște trofei importante și niște premii chiar și la festival la Maria Tănase. Da, la festival la Maria Tănase în 1978 am câștigat marele premiu și am fost alături de mari soliști de muzică populară care astăzi au devenit mari soliști, erau tineri ca și mine, începători. O generație atunci frumoasă, născută, iată, în anii aceia. Da. E o curiozitate a mea, recunosc. Sunteți legați prin firele astea nevăzute ale prieteniei de soliștii aceștia, de generația asta frumoasă din care faceți parte? Cu unii mai țin legătura. De fapt, ne întâlnim mai mult pe la filmări. Prietena mea, o prietenă bună a mea, este Floarea Calotă, cu care am păstrat mereu legătura și care într-un anumit moment al vieții mele m-a ajutat foarte mult și vreau să-i mulțumesc și de această dată. De fapt, și ea a participat la festivalul Maria Tănase, i-a luat premiul întâi, era cam același cu marele premiu. Cu trofeul, da. Și m-am bucurat foarte mult
că am avut colegi așa valoroși care astăzi au ajuns mari nume ale cântecului popular, Matilda Pascal Cojocărița, Anica Ganțu, așa cum am spus, Floarea Calotă, mulți, Domin Corchi și instrumentiști din Ardeal, așa. Și așa cum am zis, astăzi au devenit mari nume ale cântecului popular. Deci scena festivalului Maria Tănase, pe scena festivalului Maria Tănase, iată, au pășit foarte, foarte mulți soliști și ea, să mai zic încă o dată, este o rampă de lansare pentru foarte mulți tineri. Așa este. Revin, Vasilica, imediat să stăm de vorbă. O rampă de lansare gastronomică a fost cuptorul bunicii. Așa pentru este. Naie. Vai, îmi dărâm tot, îmi dragă, dărâm tot numai, în această deja emisiune, numai deci intru în pele de ceva. Ce bine facem noi treaba aici împreună. Ia spunem ce ai... Ceapă, da? Cărniță de porc, am adăugat acum... Ia spunem ce ai cu mine. Ce am cu tine? N-am cu tine nimic. Punem puțin ulei aici peste carne. Așa. Puțin tel, dar de ce? Ca să nu se lipească, să nu se lipească carne, să facă bine, să pătrundă. Plus că fără grăsime, of, firarele de diete, nimic exact. Nu este așa de bun și de gustos. Adăugăm acum niște prune, iată. Naia, eu nu mai pot, dă-mi o prună că mor. Sigur că da, te rog foarte mult, Valentina, te rog să guști. O prună, așa, da, mai ia și... Ia uite, domnule! Ce frumos! Uite, bravo. Punem aici niște bucățele de prune, așa, după care punem iarăși ceapă, uite, ceapa am tăiat-o, da. Așa, și după ce punem ceapă, iarăși cărniță și iarăși ceapă, după aceea cu prune deasupra. Straturi, așa, exact. Lucrezi într-un fel, Doamne exact. Dumnezeule. Exact, să vezi tu acum ce bunătate o să iasă, dragă Valentina. Sunt convinsă! Așa, noi muncim cu drag și spor, ia să vezi tu. Naie, spor la treabă. Mulțumesc. Spor la treabă, o să avem și noi, dragi prieteni, pentru că am să invit pe doamna Vasilica Dinu să ne cânte un cântec frumos. Sigur, pentru că toți suntem în zi de sărbătoare și o să tot fie sărbătoare, măcar până pe 6 ianuarie. Vasilica Dinu! V-am găsit la sărbătoare, haide să ne înveselim. Am venit cu un cântec și o urare, până la ziua vreau să chefuim. Hai noroc, noroc și la mulți ani, să vă însoțească binele în orice zi. Hai noroc, noroc și la mulți ani, să aveți parte doar de prieteni dragi la masă și vezi că toate îți merg din plin. Viața-ți pare cu mult mai frumoasă când închin un păhărel cu vin. Hai noroc, noroc și la mulți ani, să vă însoțească binele în orice zi. Hai noroc, noroc și la mulți ani, să aveți parte doar de prieteni la oaltă, nu ne întâlnim în orice zi. Eu vă cânt acum și închin paharul pentru azi și pentru ce va fi. Hai noroc, noroc și la mulți ani, să vă însoțească binele în orice zi. Hai noroc, noroc și la mulți ani, să aveți parte doar de bucurii. Binele în orice zi. Hai noroc, noroc și la mulți.
Frumos, mulțumim tare mult, doamna Vasilica, vă aștept la masă din nou. Naie, ce faci acolo? Sunt pregătit, sunt gata să introduc la cuptor primul fel de mâncare. Așadar, carnea, ceapa, prunele, sare, piper, ulei, puțină apă, cuptorul este încălzit, introducem la cuptor și așteptăm să fie gata ca să gustăm și să mâncăm pentru anul 2014 în zi de sărbătoare. Bravo, Nae, așa să faci. Noi te așteptăm cât de curând și cu felul gata pregătit, dar mai avem ceva de vorbit aici, dragii mei prieteni. Vasilica, tu provii dintr-o familie cu tradiție în muzica populară. Cu tradiție în ideea în care de la am crescut ascultându-i pe bunicii mei cântând muzică populară, mai târziu... Pe mama ta? Da, și pe mama, de la care am învățat să cânt, adică primele cântece au fost din repertoriul mamei și mult după asta. O salutăm pe doamna Maria Tătaru și, și o pup și dorim să fie sănătoasă și să treacă cu bine peste toate încercările. La mulți ani și din partea ei, nu a putut fi prezentă, dar și-a trimis reprezentantul. Așa, așa. Să mă descurc onorabil. Un reprezentant de mare valoare și un copil bun și talentat ești tu, ca să nu mai zic frumos, dar alminte ai și câștigat niște trofee chiar și în zona asta a frumuseții. Un titlu foarte frumos a avut premiul pe care tu l-ai câștigat la un moment dat într-o o emisiune concurs televizată, Romândria. Romândria, da, a fost o ediție specială prin... În sfârșit, eu mi-s mândră în sat. Și eram, da, la prima ediție a concursului Eu mi-s mândră în sat, eram însărcinată cu Alinuț. La ediția specială eram însărcinată cu Smărândița. Și eu îi mulțumesc bunui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, inclusiv și pentru acest fapt că cei 29 de ani pe care i-am și mi pe care se dau oarecum cu reticență. Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu e de ajuns să fii frumos în exterior. E adevărat, e adevărat. Dar tu ai dublat această frumusețe și cu munca și cu pasiunea ta pentru folclor. Și ziceai tu într-un interviu că cel mai frumos moment al carierei tale de până acum a fost în urmă cu niște ani, când la Sala Palatului ai debutat alături de doamna Margareta? Doamna Margareta Clipa, da, și chiar spunea doamna Murioara Mulărescu, pe care o salut și o îmbrățișez, spunea că există o asemănare între noi două, cel puțin la exterior. Doamna Vasilica din nou ar putea să confirme, pentru că o știe pe doamna Margareta de când era mai cu ceva ani în urmă. Tu acum... mergi mai departe pe cântecul, pe drumul cântecului. Eu o să cânt câte zile o să am. Așa, dar între timp te-ai mai apucat și de teatru. Între timp, da, pot să vă spun și să vă aduc ca noutate că sunt în anul 2 al Facultății de Teatru din cadrul Universității George Enescu din Iași, unde încep să cunosc, să aflu, să dezvolt, să mă descoper, dar se fac lucruri foarte, foarte frumoase. Sper vreodată, dacă o să-mi îngăduie Dumnezeu, căci nu știu ce planuri o fi având cu mine și de aici încolo, să-mi ofere ocazia să vă aduc așa o frântură din ce studiez eu acolo. Abia foarte te așteptăm! Frumoase. Domnul Nae, dar tu ce studiezi acolo? Studiez ingredientele pentru felul al doilea de mâncare și mă uitam să văd dacă am pus totul. Da, am pus afinele, am pus făina, ouăle, zahărul vanilat, praful de copt, untul, iaurtul și zahărul celălalt care trebuie amestecat. Și acolo în cănuță ce ai? Iaurt? Și iaurt, da, iaurt, iaurt bun, frumos, de la bunica. Uite. Bun, bun, așa. Bun. Totul e pregătit, am și bolul pregătit aici, că trebuie să mă apuc să amestec ingredientele. Naia, apucă-te! Da, să mă apuc? Apucă-te, apucă-te, da. Iar noi o să însoțim munca ta cu un cântec. Vasilica, ne ajuți? Cu mare plăcere! Doamnelor și domnilor, Vasilica Tătaru! Frunze-n vânt măi, mama-i una pe pământ măi, ai mama-i una pe pământ măi, și-o porți-n suflet ce-n gând măi, restul lumii vorb în vânt
Nu cred om cuvânt mai. Când suflet mi Dumnezeu și de grijă port eu mă. Restul lumii vorbă vânt. Nu cred om cuvânt mai. Când suflet mi Dumnezeu și de grijă port eu. Avut un pui cu dor măi și-a vrut lângă el să mor măi. Au dat la inimă m-o ars măi și-am zis că mai bine îl las măi. Cât mi-i și baghiti drag măi, om din tine nu mai fac măi. Ai umplut cu vorbe-o lumii, numai sânul și ghinii. Cât ieși bate din drag, om din tine nu mai fac băi. Ai umplut cu vorbe-o lumii, numai sânul și scuzi, Doamne Sfinte, că m-ai vrut să știu, Părinte. Ai și-n viață mi-ai dat un rost, mă. Nu-mi pare rău că și-o fost, mă. Mi-ai dat glasul, mi-ai dat cântec și cu ochii pentru suflet. De-a cu Doamne, mai vrea și cum o fi voia ta, mă. Câte ori și le-ai dus și toate lor să-i dai sănătate. Când eu trec prin apă și foc, eu trec prin apă și foc la copii de linoroc. Mulțumim, Vasilica, vin aici lângă noi și copiii de la Bilcuța trebuie și ei să primească aplauze pentru că au dansat, au jucat așa de frumos. Niște păpușele frumoase și niște flăcăi acolo minunați. O să vorbim și cu doamna Elena, cea care se ocupă de grupul folcloric de la Bilcuța, imediat. Deocamdată te-aș întreba pe tine, draga mea Vasilica, ai cântat un cântec tare frumos, tare sensibil. Cred că este singurul meu cântec pe care sau care mi este mai aproape de suflet. Deși, nu știu dacă ați constatat, este un cântec foarte optimist. Este o linie melodică mai așezată, dar mesajul este unul optimist, așa și exact, trebuie să fie exact. La o tânără... Pentru că așa sunt și eu, să știți. Zâmbesc aproape tot timpul și cine mă cunoaște... Asta este foarte bine. Uneori viața ne mai încearcă. Știu că sărbătorile astea au fost perioada asta a fost un picuț mai tristă. Bunica adevărat, ta... adevărat, dar noi îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot. Până la urmă toate sunt îngăduite de El. Este drept că mi-am pierdut bunica cea care m-a crescut, cea care până a merge la școală m-a educat, m-a învățat să dau bună ziua, să... fac cruce, să respect în jur și mama, dar vreau să spun că până merge la școală am stat numai cu bunicii. Și... Ești foarte tânără. Este dar aș vrea să trist, te întreb despre anii aceia din copilărie. Cum erau sărbătorile atunci? S-au schimbat cumva? Cum sunt sărbătorile tale? Cum au fost sărbătorile astea de acum? Sărbătorile din copilăria mea au fost... Nu știu ce să vă zic, mi-e greu să găsesc cuvinte pe măsura bucuriilor de atunci, mai ales copil fiind. Dar îmi amintesc, se tăia porcul de Ignat, spre exemplu, pe 20 decembrie, se făceau turte în post, se aștepta părintele să vină cu ajunul Crăciunului. Apoi porneam noi, copii fiind, porneam să colindăm, să urăm... semănam în următorul an și așa mai departe. Era veselie, era bucurie. Este și acum. Nu, mergeai cu un pumn de orez, așa. Nu, cu grâu și exact cum mi-a făcut mie, naie un pic mai devreme, că mi-a dat prin păr.
Un pumn de orez. Da, ca să-ți meargă bine anul, da. Anul ăsta. În părțile dumneavoastră, doamna Vasilica, există obiceiul ăsta în Oltenia? Se aruncă cu grâu? Da, se aruncă cu grâu. Și pe la București, așa, și pe la, la casele de căsătorii, da. Ca să fie belșug. Să fie belșug. Cred ce-ați că făcut de Revelion? De Revelion, de fiecare dată, la mine vin nepoții. Pentru că a doua zi e Sfântul Vasile, ei vin de seara. O sărbătoare așa să fie sigur că nu plec niciunde. Da, și îi aștept. E adevărat că au mai crescut, vin să mă sorcovească. Ce frumos. Așa. Deci sărbătoarea ține chiar așa ca în povești 3 zile. Da, da, așa este. Mă bucur de fiecare dată și mă pregătesc înainte. Gătesc, fac și eu mâncărurile tradiționale pe care le face orice gospodină de la noi din țară. Prăjituri, sarmale, fripturi. Dar din copilărie, ce vă aduceți aminte dintre mâncărurile pe care le pregătea mama, bunica? Haideți să vă spun în copilărie un obicei că la noi, de exemplu, când eram eu mică, mi-amintesc că aveam 6-7 ani. Să și localizăm, părinții mei, Lipov. Localitatea Lipov, din județul Dolj. Părinții mei se duceau cu plocon la moși. Așa. Se mai duce și acum. Lumea la noi. Și în ziua de astăzi merge se duce cu plocon la moși. Așa. Și ploconul acesta îl făcea baba mea. Ploconul însemna vreo 6 pâini în țăst. Așa. Așa, o pasăre. O jumătate de mușchi de porc, o spată, cârnați. Aoleu, deci din 10 kg de vin, suică. Abia sacrificat, dădea deja un da, sfert. Da, să știți, moșul era la loc de cinste și petreceau părinții mei, noi eram copii, dar abia așteptam să ne ducem, că ne făceam așa niște colaci, Doamne, și așteptam colacii și sorcovele. 3 zile petreceau părinții noștri, că moșii noștri avea mai mulți nepoți. Și era sărbătoare 3 zile, a treia zi, mâncarea o punea moașa cu moșul. Așa. Deci 2 zile de la nepot și a treia zi de la moș. Și cântece și petrecere, ce să vă spun. Domnul Nae, la dumneavoastră în sectorul 4, ce obicei? Sectorul 4 excelează la mâncat de afine, sau exact, ce? Exact, da, exact. La început de an mâncăm afine. Păi sunt aproape gata, am făcut aici compoziția pentru prăjitura noastră și gustam afinele, să nu cumva să se fi stricat și să nu... Mai sper că nu sunt afine din afinată. Nu, nu le-am găsit. Am s-au înțeles. Băut. Deci sunt afine chiar din acelea din pădure, care probabil au fost congelate. Exact. Că bănuiesc că sunt din pădurile noastre strămoșești. Din spatele casei bunicii mele. Începe pădurea și acolo am câteva tufe. Bine, Nae, te las și mă îndrept către doamna Elena Negru. Vă rog să veniți aici lângă mine, doamna Elena. Sigur. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care veniți de acolo, dintr-un loc atât de frumos și de încărcat de tradiții. Cum sunt obiceiurile de iarnă la Bilca, în să știți că Bucovina? Ați spus foarte bine. La noi în Bucovina tradiția este la mama ei acasă și se vede, iată, prin aceste costume și prin obiceiurile pe care o să le facem și aici. O să vă semănăm așa frumos la sfârșit. Într-adevăr, obiceiuri multe, tradiții frumoase de la Crăciun și până la Anul Nou și după Anul Nou, că acum suntem în 4 ianuarie, iată, ne pregătim de Bobotează, de Sfântul așa. Ion. Cu bucate alese, cu curățenie în casă, și în suflet. Sigur, absolut, așa este. Să știți, tradiția adevărată se păstrează la noi acolo. Doamna Elena, dumneavoastră sunteți și coordonator al ansamblului folcloric Bilcuța. În această calitate v-aș întreba, ce urmează să vedem? O să vă prezentăm un cântecel vesel, așa, ca de început de an nou. Așa. Și cu speranța și cu gândul că așa o vom ține tot anul. Se numește Zi de Mare Veselie. Zi de mare veselie și aici la noi, la tradiții de la bunica. Pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Frunzulițe, lasă mie, zi de mare veselie, cântic, joc și voie bună, prieteni împreună. Frunzulițe, lasă mie, zi de mare veselie, cântic, joc și voie bună, prieteni împreună. Curge vinul în pahar, că așa-i la sărbătoare. Ui, 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 și iar iubi-mi inima este amor.
bal și vrea întoi, nimeni noi ca noi. După vina în sărbătoare, parcă-i spari lângă floare, când pietreșile întoi, nimeni noi ca noi. Curgi vinul în pahari, că așa-i la sărbătoare. Ui, 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 și iar iubi, mai este amul. Din joc și veselie, acolo îmi place și mie, să petrec în dimineața, că așa-i faină viața. Din joc și veselie, acolo îmi place și mie, să petrec în dimineața, că așa-i faină viața. Curgi vinul în pahari, că așa-i la sărbătoare. Ui, 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 și iar iubi, nimeni mai este amul. Joacă lumii și pitreșe, că viața iuti să trece. Bătrâneața îndată vine, pitreșeți cu mine. Curgi vinul în pahari, că așa-i la sărbătoare. Ui, 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 și iar iubi, nini, mai este amul. La mulți ani și sus paharul, să trăiască lăutarul, că frumos că-am veselit, de asta l-am plătit. La mulți ani și sus paharul, să trăiască lăutarul, că frumos mi-a veselit, de asta l-am plătit. Curgi vinul în pahari, că așa-i la sărbătoare. Ui, 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 și iar iubi, nini, mai este amul. Curgi vinul în pahari, că așa-i la sărbătoare. Ui, 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 și iar iubi, nini, mai este amul. Grupul folcloric Bilcuța împreună cu doamna Elena Negru. Sunt gata, Valentina, am avut de altfel și un ajutor de nădejde. Sunt gata, am pus în tavă compoziția, am adăugat afinele și acum luăm și mănușa și ne îndreptăm către cuptorul bunicii să vedem dacă primul fel de mâncare este gata și să-l introducem pe cel de-al doilea. Mergeți, domnul Nae, mergeți, că noi mergem la masă. Vasilica, Vasilica, ce-ai gustat acolo, afine? Bune! La microfon, că nu ne aud telespectatorii. Ea poate să guste. Poate să guste, poate să guste, că arată ca un manechin, Vasilica. Sunt foarte bune. Gata, suntem pregătiți, mergem la cuptor. Ia să vedeți, copii, cum scoatem noi din cuptorul bunicii primul fel de mâncare. Hopa! Ia uite-l! Ce ziceți, copii? Ia uite-l! Hai, vino cu el încoace, domnul Nae! Vino cu el încoace, că... Și acum introducem desertul nostru. Așa, gata, mă duc să pun în farfurii. Ah, te-a fript, te-a fript. Frige și n-are gură să strige, nu, domnul Bine, Nae? Bine, bine, băiatul. Foarte bine, te rog să porționeze acolo, să ne pui să mâncăm, că ne-a luat un pic friguț gerul bobotezei, așa, vine, 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 dar încă ne descurcăm. Vasilica, doamna Vasilica, ați gătit vreodată felul ăsta de mâncare? Sincer, nu l-am gătit, dar o să-l gătesc. Am văzut cum a făcut Nae. Ce înseamnă excursie la București? Da, ați învățat și un fel de mâncare nou. Eu am fost foarte curioasă cu privire la desert. Aha. Și în timp ce ne gândea doamna Vasilica, parcă, nu știu, tot șojoteam cu el și îi spuneam: Nae, ce ai pus acolo? Unt cu zahăr, pui un ou și încă un ou și zic: nu, stai că vin mai aproape ca să... Gătești, Vasilica? Da, eu gătesc. Mi-s dragi oalele mele, blidul meu de mâncare, mi-e drag să-l fac, mai ales când sunt sărbătorile mari. Tu acum stai mai mult în Iași, în timpul săptămânii. Mai mult stai la Iași. Și da. În weekend, evident, de luni până vineri stau la Iași. În weekend vin la Bacău. Copiilor a pus să le faci dulciuri, să le faci prăjituri? Ce e drept că nu prea reușesc să gătesc în weekend, pentru că timpul... vreau să stau cu ei, că da, nu da, pot da. Să-i țin foarte mult lângă mine când gătesc. Normal. Da. Dar ieșim prin oraș și gătește bunica. Oricine poate să gătească cum numai odinioară ieșeau bucatele. Totul e să ai cuptorul potrivit. Economic, consumă puțin și poate fi adaptat la aproape orice combustibil. Ușor de manevrat, nu ocupă mult loc și poate fi mutat mai la îndemână oricând. Ajută gustul să fie cel tradițional și când faci pâine, cozonat și plăcinte și când rumenești o friptură, un pește, sarmale sau ciolan.
E modern, echipat cu tehnologii noi, dar coace cum numai odinioară ieșeau bucatele. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon afișat pe ecran sau intrați pe adresa de web mai jos. Și acum momentul adevărului, dragi telespectatori, dragi invitate, vă rog foarte mult pentru dumneavoastră o porție drăguță de mâncare. N-am cum să trec pe acolo prin spate, vin pe aici. Iată, vă rog să gustați. Vai, eu mulțumim. Vă rog să gustați acum. Acum, da, în acum, momentul 2, 3 și. Ce bine miroase, ce. Așa, uite, țin microfonul ca să-mi spui. Așa. Să vedem. Nu știu de unde să încep. Să alegem și un pic de prună și un pic de ceapă. Oricum miroase senzațional. Ia să vedem. Acum verdictul. Doamne, cât e foarte bun. Să știți că este o mâncare care se poate servi și rece. Dragi telespectatori, dragi telespectatoare, dragi invitate, dacă nu doriți să o serviți caldă, puteți să o serviți rece. O putem lua la pachet dacă nu doveți. Sigur că da, vă pun într-o caserolă. Asta înseamnă că îți place, mă bucur tare mult. Așadar. Ai început anul bun, nou cu brio. Bun. Nu există cuvinte. Așa, bun, da. Deci e bun, foarte doamnă? Foarte bun, foarte bun. Mă bucur tare mult, mi-a ieșit și de această dată acest fel de mâncare. Felicitări. Vă mulțumesc. Așteptăm desertul. Eu Da, e în cuptorul bunicii. E în cuptorul bunicii, deci așteptăm și desertul. În curând va fi gata și el. Iată cât de bogată este bucătăria tradițională românească. Pentru început de 2014, Nae a ales să gătească la cuptorul bunicii un preparat specific bucovinean. Mâncare de porc cu prune uscate, fel ce se poate servi și rece. Pentru aceasta el a folosit 500 grame mușchi de porc, 400 grame de prune uscate, 10 cepe de mărime medie, o cană cu apă călduță, 200 ml de ulei, sare, piper și frunze de dafin. Să aveți poftă! Ei, Vasilica, a fost bună mâncărica noastră? A fost foarte bună. Sunt în mare așteptare a afinelor. Aha, a desertului, sigur că da. Dulce ca tine o să fie desertul nostru. V-a plăcut, doamnă Vasilica? Foarte mult, foarte mult. Intră în caietul de rețete al gospodinei Vasilica Dinu? Da, gata. Pun în practică. Înțeleg, domnul Nae, că te-ai inspirat așa din bucătăria din Moldova, pe la Bucovina, se gătește așa ceva, doamna Elena? Nu știu, sincer. Da, eu am auzit de această rețetă inventată prin zona Bucovinei, acolo la granița între Moldova și Bucovina. Exact, da, la graniță. Până la noi, clar. Noi să stați mai sus, da. Da, un pic acolo, la graniță. Mergeți în excursii în țărișoara noastră, că sunt lucruri minunate pe care le putem vedea. Apropo de mâncărurile cu prune, există în zonele Olteniei, cel puțin prin... Eu mai fac. Dar cu orez, cu ce? Nu, cum faceți? Simplă. Mâncare de prune? Mâncare de prune, simplă. Da. Să vă spun cum? Da, tare mi-ar plăcea să aud rețeta dumneavoastră. Bine, acum, eu știu, fiecare gospodină gătește în felul ei. Eu pun prunele la înmuiat, bineînțeles că le spăl mai înainte, așa, și le pun la înmuiat. Și după aceea topesc zahărul, așa, într-o cratiță. La urim așa un pic, fără să-l... Da, să la urim, să, da, să fără să-l ardem, că după aia iese mâncarea amară. Așa, pun făină după aceea acolo, apă, așa. După ce se caramelizează, mă rog, se îngroașe așa. Da. Și după aia pun prunele. Da, și las să fiarbă în continuare. Cam așa. Deci e o mâncare simplă de prune, nu complicată. O mâncare simplă, dar care cred că este foarte, foarte bună. Noi nu știm, foarte n-am bună. Gustat niciodată mâncăruri făcute de dumneavoastră, însă am ascultat de fiecare dată cu mare plăcere cântecele pe care le interpretați. De aceea vă invit, doamna Vasilica Dinu, să cu ne mai cântați drag ceva. Vasilica Dinu! Thank you.
doarme liniștit în sol. Cine n-are niciun dor, doarme liniștit în sol. Dar e o sil de dor legată, aș dormi tot legănată. Dar e o sil de dor legată, aș dormi tot legănată. Frunza se leagă în vânt, eu mă legăn la pământ. Că de dorul care-l duc, zac în pat și mă usur. Grija dorului n-aveam, grija dorului n-aveam. Unde mă culcam, dormeam. Dar acum de când iubesc, nu pot să mă odihnesc. Un capul pe căpătii, la neica gândesc întâi. Unde-o fi, unde-o sera, pe ce brațe s-o culca, pe ce brațe s-o culca, ce guriță săruta. Nu știu ce rău am făcut, de n-am parte de iubit. Nu știu ce rău am făcut, de n-am parte de iubit. Altul fură și hoțește, are noroc și iubește. Eu nu fur nici nu hoțesc, dar n-am parte să iubesc. C-am iubit și eu odată și m-a aflat lumea toată. Acum dacă aș mai iubi, nimeni nu m-ar dovedi. C-am iubit și eu odată și m-a aflat lumea toată. Acum dacă aș mai iubi, nimeni nu m-ar dovedi. Să uite, firei să fii de bărbat, că mie mi-ai dat de cap. Azi cu mine te-ntâlnești, mâine pe alta iubești. Firei să fii de bărbat, că mie mi-ai dat de cap. Azi cu mine te-ntâlnești, mâine pe alta iubești. Doamne-o floricea, la fereastră, la neca, să-l prinde să nu greșească, pe alta să nu iubească. Firei să fii de bărbat, că mie mi-ai dat de cap. Azi cu mine te-ntâlnești, mâine pe alta iubești. Firei să fii de bărbat, că mie mi-ai dat de cap. Azi cu mine te-ntâlnești, mâine pe alta iubești. Facem aș floare de câmp, pe neicuța să-l încânt. Să-l încânt să mă culeagă, alta să nu-i fie dragă. Firei să fii de bărbat, că
că mie mi-ai dat de cap. Azi cu mine te întâlnești, mâine pe alta iubești. Firei să fii de bărbat, că mie mi-ai dat de cap. Azi cu mine te întâlnești, mâine pe alta iubești. Doamna Vasilica Dino, firai să fii de bărbat, domnul Năică, încă o dată m-ai tradat și cu Vasilica ai dansat. Draga mea soție, ceea ce vezi nu e adevărat. Da, lasă că se dă reluare și o să da, se convingă. Da, așa este, ai dreptate. Mulțumim tare mult. Tu du-te la masa de gătit, domnul Naie, că e pericol să stai aici lângă noi. Doamna Vasilica, vă invit să luați. Condu-o pe Vasilica, da, la masă, așa. Hai să te duc la masă. Aș fi vrut să mă așez și eu lângă tine, dar n-am scaun, n-am să stau, da, așa. Da, poți să o ții pe Vasilica în brațe, măi Naie, nu te-ai gândit. Vrut, dar cred că mă dă afară tot anul 2014. Eu zic că cel mai bine ar fi să se ducă, să meargă, să vadă cum e cu desertul. Așa, mai este cu... desertul, da, afinele. Acum mă duc, iau mânușa și mă duc la cuptor să văd dacă e gata. Dacă lupți cu cuptorul, iei mânușa de box, ce mânușă iei? Ah, mânușa de bucătărie. Da, l-ai zăpăcit, l-ai emoționat de tot, măi Vasilica. Mânușa și-am plecat. Da, la revedere, drum bun! Și nu uita că te iubesc! Sigur că cu afina te însoțesc. Vino încoa cu afinele. Domnul Naie, am râs, am glumit, am ascultat cântece frumoase. Este foarte bine că am început anul 2014 cu atmosfera asta bună. Eu aș vrea să vă întreb, eu la fiecare început de an așa îmi fac o listă de dorințe, de deziderate pentru anul care urmează. Nu știu, v-ați pus niște dorințe în gând pentru anul ăsta? Ce vreți să se împlinească? Eu aș vrea să înregistrez un album pentru toți telespectatorii, pentru toți românii. Sper să mi se împlinească această dorință anul acesta. Asta așa, ca dorință pe plan profesional. Și așa de suflet, de familie, de... De suflet, să-mi trăiască toți cei dragi și să fie sănătoși. Și să ne bucurăm împreună de mulți ani de acum încolo. Cu sănătate și cu multe împliniri. Frumos. Vasilica? La fel cum spunea și doamna Vasilica Dinu, în familie îmi doresc să fie toți cei pe care îi iubesc și pe care îi prețuiesc, să fie sănătoși, copiii în primul rând, apoi părinții, bunicii pe care îi mai am. Să-ți meargă din bine emisiunea, pentru că tu ai fost modestă și n-ai vorbit despre proiectul tău în televiziune. Este adevărat că sunt prezentator și moderator al unei emisiuni intitulată Dedicații muzicale la un post de televiziune regional și sunt foarte bucuroasă să-ți pot spune că am foarte multe apeluri, adică sună lumea și sunt foarte multe telefoane. Păi atunci audiență cât mai mare, da. Și să nu, care cumva să ne suprapunem cu emisiunile. Naie! Naie! Da! Ce faci acolo? Gata! Ai terminat? Gata! Vă e foame? A, foame ca foame, că ne-am potolit-o cu mâncărica de prune, cu porc. Dar ne e poftă de dulce, domnul Naie. Vă e Naie? Poftă, copii? Le e și lor poftă, ne e și nouă poftă. Mergem cu prăjitura, s-o tăiem, s-o aranjăm și să vedem acum la răvașe cum stăm. Cu ce? Cu răvașe. Cu răvașe? Naie, ești răvășitor? Nu mai știu ce să zic. Nu, deci... mai mult răvășit, că mă trezesc dimineața. Vai, am înțeles. La desert, Naie a pregătit astăzi în performantul cuptor de la bunica o delicioasă prăjitură cu afine, la care a folosit 200 grame făină albă, jumătate de plic de praf de copt, 110 grame de unt, 150 de grame de zahăr, 230 de grame de iaurt simplu, o cană cu afine, 3 ouă, un praf de sare și un plic de zahăr vanilat. Poftă bună! Deci o să ne dai prăjiturică bună cu afine și o să avem alături și răvașe. O să citim, o să facem recitare. Deci e probă specială la Academia de Teatru. Vasilica, apropo, până la momentul acela ne cânți ceva? Din toată inima mea. Voi la dans. Din toată inima, Vasilica Tătaru! Ne
dica aluna țărănești, ia zi una alături din neamul eu, cum se joacă la Bacău. Faii vertica aluna țărănești, ia zi una alături din neamul eu, capi la Bacău. Hai, da, uite una ia și-alaltă după mine, haideți roată că bat alba la pământ, tirăli să uit. Uite una ia și-alaltă după mine, haideți roată că bat alba la pământ, tirăli să uit. Uite una și încă una, când e dragă strigătura, numai să nu-mi tacă gura. Țărănească locului, tari dat dracului, că îi utiș cu foc, dragnii tari să joc. Țărănească locului, tari dat dracului, că îi utiș cu foc, dragnii să joc. Hai, dați-mi trompete de putea, două zile tot așa, pe urmă m-oi odihni și ți-ai mulțumi. Zi trompete de putea, două zile tot așa, pe urmă m-oi odihni și ți-ai mulțumi. Cum îți iau în aipi lumina, uitați-vă la mine, numai dau pior și șini. Țărănească haine rând, cât tarini drag s-o învârt, cu șinini potrijit și la joc nu-i încălșit. Țărănească haine rând, cât tarini drag s-o învârt, cu șinini potrijit și nu-i încălșit. Hai, da, hai, da, roată și-nvârtit, cu banea și m-o iubit, să nu și-i supărat, că nu m-o jucat. Hai, da, roată și-nvârtit, cu banea și m-o iubit, să nu și-i supărat, că nu m-o jucat. Uite așa ca la Bacău, pe sufletul neoșa tău, să nu-ți pare bati rău. Frunze verde florile, eu cu jocul voi trăi, până și-o-i îmbătrâni și-atunci tăt inimea și. Frunze verde florile, eu cu jocul voi trăi, până și-o-i îmbătrâni, nu m-o-i liniști. Hai, dacă am unde nu trăiesc, ca mânii îmbătrânesc, tot cu lucru și cu treaba și-am trăit degeaba. Că am unde nu trăiesc, ca mânii îmbătrânesc, tot cu lucru și cu treaba și-am trăit degeaba. Da, jocul și când te pune vesele sufletul, că la inimă mi-o mers și cu atâta ne-am ales. Uite așa ca la bac. Ca așa-i tot de-am în eu, joacă satul, joc și eu. Foaii verdi, foaii verdi, tri alunii, multe-am mai mult. Te-am mai trăit pe lumii și mai buni și mai buni și mai răli. Cum o fost, cum o fost din tătișelii, dar cu cânticul și jocul i-am stâns inimii, tăt focul când la lumii am cântat și m-am bucurat. Dar cu cânticul și jocul i-am stâns inimii, tăt focul când la lumii am cântat și m-am bucurat. Și iar joc cu capul sus, că știu ghinii și nes, îs femeie de cuvânt, rău la nimeni n-am făcut, mă. Tot ne-o zis, tot ne-o zis unul și altul, uite așa, cred că aproape tățatul, cât de asta, cât de asta spi pământ. Oamenilor, oamenilor să li cânt, lângă arc și lângă strună, inima-i cu voie bună și mai am un drag din lumii ca să trăiesc inii. Lângă arc și lângă strună, inima-i cu voie bună, da, mai am un drag din lumii ca să trăiesc inii. Că așa îs eu de fală, cât aș și de supărat, dacă nu mă până la zi și îmi și vine ea pe treași, mă! Florișică, florișică, floareleasă, eu-s frumoasă, eu-s frumoasă și drăcoasă și de dragul, și de dragul jocului. Nu prepot, dar nu prepot sta locului. Și voi și biletul stați după mine, vă luați cu râși ochii uituri și cu o strigătură. Și voi și biletul stați după mine, vă luați cu râși ochii uituri și cu o strigătură. Ui, îi trag să veselească și cu și eu pus să trăiască ca o floare înflorească, mă! Și iar verde, și iar verde o viorea, de când îs,
De când-s la casa mea n-am țesut, n-am țesut, nici n-am cusut. Tot cu joc, tot cu joc m-am ținut. Am fost din mama iubită și nu m-a împuțărut. Dar m-am învățat buiacă și târziu să-mi treacă. Am fost din mama iubită și nu m-a împuțărut. Dar m-am învățat buiacă și târziu să-mi treacă. Zii să joc să știu nebună, cât de mâini-s mai bătrână. Cu oță și cu un șas, nu-mi pare rău de azi. După fluier, după scrip, când trăim, inima se ligă. Uităm griji, uităm nevoi, nimeni lumii nu-i ca noi. Frumos! Mulțumesc! Frumos, frumos! Aici frumos. Te așteptăm așa cum trebuie. Frumos, frumos, dar să vedem acum. Dacă iată, e și gustos. Iată, prăjitura este gata. Vă rog, luați loc. Nici nu știți ce vă așteaptă. Luați loc să vedeți. Așadar, n-ai, nu mai avem răbdare. Da, prăjitura este gata. Dar, atențiune, să o luăm cu lopata. Nu. Ia tu loc, Valentina. Da, vrei să fiu disciplinată. Ține tu puțin, ia, ține puțin. I s-a lipit de mână. N-o lua. I s-a lipit de mână. Luați, gustați și dați-mi verdictul. Nu, textul e așa. Luați, gustați și pe Nael lăudască dacă nu. Așa este. Vă rog foarte mult să serviți. Vă rog să serviți. Te rog foarte mult, știu că așteptai de mult acest desert, da, draga mea, ai cântat, e normal. Tu, ceva, cumva? Vreau să se audă, doamna Vasilica. Ce bunătate! O bunătate! Luați, gustați, mâncați și să vedeți ce o să urmeze. Ce? O să vedeți! Atențiune, lume mare, răvașele au ieșit la plimbare la început de an 2014. Cu o farfurie zburătoare, ia, să da, vedem. Da, da, e un OZN. Deci se-l servește aici pe doamna Vasilica. Vă rog foarte mult. Da? Și acum să vedeți surpriză. Asta, dacă e înspre mine, trebuie să-l iau te neapărat. Te rog frumos, nu ia. Știu, ia. Oare ce? Da. Așteptăm. De da, ce unu? Te uiți la mine? Iau la roșu. Iau și ia eu tot vedem. Unul roșu. Uite. Hai să vedem. Anul nou cu bucurie să te întâmpine, amice, și pârdalnic un noroc din ceruri să-ți tot pice. Aaaa, frumos! Cu noroc la început de an. Ia să vedem, Vasilica, la tine. Pace în inim, rod bogat, bucurie gând curat, din a voastră casă, binele să nu mai iasă. Dicție, nota 10, da? 10 la dicție. Ia să vedem, Valentin. Tu ai avut ceva cu mine. Ia să vedem. Dar e vorba de, fii atent, ideile tale, dar e vorba de ideile mele, ideile tale sau ideile producătoare? Da, nu știu, unele dintre ele, da, sau toate deci, la un loc, da. Ideile tale sunt neprețuite. Nu neprețioase, mi-e rău. Te rog să-mi iei deci. Stai să vezi. Ia. Fii atentă. Fiți atenți, dragi telespectatori. Dacă lucrezi mult, o să ai succes. Dacă ai succes, o să lucrezi și mai mult. Bravo, mamă, pregătește-mi și aspiratorul. Spăl și vasele, fac tot ce vrei. Vin și la tine acasă, îmi da. Spui. Ia să vedem, Vali, poate ai mai mult noroc acum. Ia, ia. Mai trage unul, ia să vedem. Ce dragă, dar era încă frumos, unu. Era pentru intelectual. Cu idei, ia cu vedem. Gânduri cu... Ia fiți atenți mai acum, dragi telespectatori. Ia, uite. Ia să vedem. Ia să vedem. Asta e. Stai. Ah! Extraordinar. Da, da. Zine. Ai răbdare, veștile bune. O să ajungă și ele anul acesta. O să ajungă. Da, e puncte, na, puncte aici. Vezi, da, puncte, da, puncte, da, și omulețul, da, care zâmbește. Da, ăla ești tu, Nae. Omulețul care zâmbește ești tu. Băi, asta este, da, stai că acum m-am stârnit. Da, ce faci, le desfaci pe toate? Stai, dragă, răvașe, răvașe, încă unul. Hai, încă... ia zi. Eforturile... Eforturile tale vor fi încununate de efort. Bravo! Bravo! Deci vom munci cot la cot un an întreg. Îți dai seama? Aici, pe baricade. Dar dacă muncim aici, la tradiții de la bunica... Ce bine, ce frumos! Nici, sigur că da, o să fie emisiuni frumoase. Noi n-o să simțim că muncim, pentru că ne face mare plăcere să fim alături de dumneavoastră, dragii noștri telespectatori. Și mă gândesc așa. Da, ce vedem în continuare? Vedem, ascultăm și ne bucurăm de un moment cu ansamblul Bilcuța și ne spune doamna Elena, mai precis, ce vedem și ce ascultăm. Da, următoarea noastră melodie se numește Românașii și o dedicăm așa din suflet pentru românii din țară și din străinătate. Grupul Bilcuța!
fost frumos, un moment absolut super de încheiere și totodată de început de an. Mă bucur tare mult că l-am trăit împreună, dragi prieteni. Eu le mulțumesc invitatelor noastre, veniți alături de noi, invitatele din această după-amiază, le spun la mulți ani încă o dată și lor și tuturor românilor care se uită astăzi și ne urmăresc emisiunea. Aplauze pentru doamna Vasilica Dino, aplauze pentru Vasilica Tătaru, multe aplauze și îmbrățișări pentru grupul Bilcuța și pentru doamna Elena Negru. Dragii noștri, vă mulțumesc ca de fiecare dată când ne-ați urmărit, când ne-ați fost alături și vă invit să rămâneți oameni populari, să mâncați sănătos și să gătiți cu dragoste. Și dacă ar fi de mulțumit, să mai mulțumim unor oameni care ne-au ajutat și anul trecut și care cu siguranță ne vor fi și anul acesta. Doamna Virginia Alinu, vă salutăm și vă mulțumim pentru ținutele din această ediție. Mulțumim foarte mult și totodată gospodinele noastre, dragi, scumpe, care ne urmăresc de fiecare dată. Nu uitați de site-ul nostru www.nationaltv.ro/tradiții de la bunica, unde găsiți rețetele noastre ca în fiecare emisiune. Doamna Elena, vă văd că vreți să ne spuneți ceva. Așa este, vreau să vă zic că eu sunt sigură că acești copilași din Bilcuța o să vă poarte noroc anul acesta. Dar ca să fim și mai siguri de acest lucru, vreau să vă semănăm un obicei din Bucovina așa de anul nou, semănatul. Îl primim cu mare, mare drag! Să trăiți, să înfloriți, într-un mulți ani fericiți, să vă ningă, să vă ploaie, pământul să vi-l înmoaie, grâul să vă încolțească, înalt și plin ca să crească, pâine multă să aveți, fete mândre și băieți, să fiți tari ca piatra și iuți ca săgeata, să aveți bani în pungă, anul întreg să ajungă, să trăiți, să înfloriți, nici de o boală să nu știți, ca merii, ca perii, în mijlocul verii, la anul și la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani tuturor românilor!